Ieri în Republica Elena au avut loc alegerile parlamentare. Cetățenii Greciei de mai multe ori s-au împotrivit politicii impuse de către Uniunea Europeană. Iar ieri Grecia ne-a dezvăluit din problemele care sunt de fapt în Uniunea Europeană. Republica Moldova are de învățat o lecție foarte bună în urma rezultatelor alegerilor de ieri, pentru că tocmai radicalii de stânga, partidul politic Syriza, a câștigat. În acest sens, Partidul Social Democrat a emis o declarație și urmează să o citesc. Programul de austeritate impus de către Uniunea Europeană face ca tot mai multe state să-și revadă posibilitatea de autogestiune a proceselor pe interior. Deși Uniunea Europeană în mod insistent declară că toate programele de finanțare acordate de instituțiile europene asigură solidaritatea dintre state, de fapt acestea vin doar să manipuleze puterea statului și să oblige politicienii acestuia să se conducă de normele impuse de către autoritățile europene. În ultima perioadă, Republica Elena a fost una din statele care s-a împotrivit austerității impuse de către UE și în masă a protestat condiționărilor făcute de către Fondul Monetar Internațional, băncilor europene, Berdului și alte instituții europene. Mai mult ca atât, trebuia să asculte și de oficialii europeni. Situația din Grecia a demonstrat întregii Europei că tot ce se intenționează este că oficialii europeni doresc să dețină controlul nemărginit al statelor membre, astfel transformând aceste state în piloni impotenți și absolut dependenți de deciziile care le sunt impuse de către Uniunea Europeană. Alegerile din 25 ianuarie 2015 din Grecia și rezultatele acestora alarmează întreaga societate europeană. Mai mult ca atât, cetățenii Grecia s-au expus împotriva Uniunii Europene, aceștia în mod conștient alegând o guvernare de stânga care cu adevărat va promova politica de solidaritate și va restabili funcționalitatea independentă a tuturor instituțiilor statului. Chiar dacă există riscuri să nu mai beneficieze de suportul financiar din partea Uniunii Europene, în mod conștient aceștia au mers la urnele de vot. Este un mesaj adecvat și pentru Republica Moldova, unde politicienii partidelor pro-europene de la guvernare deja au devenit sclavii oficialilor europeni. Și fără aprobarea acestora, nu au dreptul să ia nicio decizie în Republica Moldova, indiferent că e în domeniul politicului sau celui social. Mai mult ca atât, stagnarea procesului de formare a unei guvernări a deschis mai multe aspecte în ceea ce ține de dependența politicienilor de structurile europene, unde însuși ei se declară cam cum ar trebui să meargă lucrurile în Moldova și în ce măsură trebuie să realizeze noile reforme în statul nostru. Uniunea Europeană nu acceptă ceea ce nu le convine și evident țin să ne cumpere cu asistența financiară și cu tot felul de programe bănoase, deși acestea mai ascund și anumite condiționări. Iar cei care au de suferit sunt desigur că oamenii de rând, cetățenii Republicii Moldova, pentru care nivelul de trai devine tot mai dificitar și mai complicat de a supraviețui în condițiile unei economii dependente de instituțiile europene. Republica Moldova merge pe aceeași cale și treptat clasa politică de la Chișinău se dezice de puterea statului în favoarea unor beneficii, chiar conștientizând că există riscuri foarte mari pe care, apropo, nu ei și le asumă, ci le lasă pe umerii noștri, a oamenilor de rând. Grecia este un exemplu care trebuie să trezească poporul Moldovii și să facă să înțeleagă și pe cei care se cred guvernanți că toate ajutoarele care ne se oferă din partea Uniunii Europene ne fac să devenim mai mult dependenți de Uniunea Europeană. Toate împrumuturile care se acordă sunt doar pentru a sustrage atenția oamenilor de la problemele esențiale și de a le da anumite speranțe, precum că lucrurile merg pe o cale corectă și una bună. Ceea ce se întâmplă în realitate este că treptat Moldova devine o colonie a Uniunii Europene, dependentă total nu doar financiar, dar și decizional, iar vinovați de aceasta sunt cei care guvernează astăzi țara în interesul lor și, desigur, că din grupurile din care fac parte. Structurile statului trebuie să ducă o politică tehnocrată în interesul statului și, indiferent de țara sau grupurile de țări cu care se dezvoltă relații, acestea trebuie să țină cont în mod prioritar de interesele cetățeanului și, în primul rând, să se gândească cum se va dezvolta Republica Moldova în următorii ani și nu să reacționeze la orice comandă care parvine din partea partenerilor externi.